acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Primul meci al etapei a 15-a, etapă care este și ultima a turului în sezonul regulat, este deschisă de derbiul din Moldova. Ne pregătim de partida dintre Politehnica Iași și Oțelul Galați. Bun găsit, prieteni, înaintea unei partide care se anunță interesantă între două echipe care sunt nou promovate și vor fi, în mod normal, până la finalul sezonului. Fază fix aici, apărarea asta om la om a gălățenilor care aleargă fiecare după adversarul său. Bine bătută pe poartă, obligat să respingă, să boxeze Turbozoancă. Ani, atât a trecut de la ultima victoria Oțelului cu Iașul, 11 ani, sigur, sunt 6 meciuri de atunci. Să vedem pe bună, gol marcat în prima reușită, în prima ligă, Harrison, că vorbeam mai devreme. Îi face frumos acolo, că tot n-a avut ce apăra, Turbozoancă, în primul șut pe poartă. Primul șut pe poartă și primul gol marcat de englezul Harrison în acest sezon, în prima ligă nouă, o să important în liga secundă. Aici nu se vede nimic neregulamentar. Ce fac acolo? Pasă primită de la adversar, de la Sise, care probabil a vrut să-i trimită lui Lovrici. Doar că pasează la adversar. E adevărat să nu luăm din meritele lui Harrison, care s-a descurcat bine, a reacționat bine și fix. Mingea bătută undeva la marginea careului mare de capitanul echipei gazdă. Pierde și-a dă scăliței și el neatent, dar e adevărat că aia nu era minge pe care să-i o paseze Sise. Itu! Iată-l pe Sise aici, care trimite cumva, nu știu cum, capul tare ciudat lui a dă scăliței, care pierde mingea imediat. Vine bine aici, se demarcă bine. Cred că a fost pus puțin pe picior greșit de faptul că Jele va da pe lângă minge aici. Ultima explicație. Aratării și aici din nou Iașul foarte aproape să facă 2-0. Deci fundașii gălățeni. Centrarea asta e genul de centrare. Orice ar schimba, orice ar face. Totul e pe dos. Buș se descurcă bine, șutul lui Buș. Uși. Au scăpat ieftin. Întâmplător a schimbat la pauză 2. Să vedem aici pasa lui Fatai pentru Masiel. Superbă finalizare. Excepțională finalizarea lui Masiel. Pasă de gol dată de Fatai, dar finalizarea este de mare clasă. De mare clasă, cu exteriorul. Ceva deosebit. Ceva ce vedem rar în campionatul nostru. Fatai, poziția este corectă. Ce pasă bună dă și Fatai. Pasa este foarte bună. El se duce puțin în cadrul porții și aici îi dă din gleznă, excepțional cu adevărat. Portughezul înscrie pentru Oțelul Galați 1-1. Bine, o dat seama, fundaș dreapta de picior drept, jocul continuă aici și iată-l pe Silviu Lung.
Ce a dat cu stângul, ceva îngrozitor. Cred că, da, cred că a vrut să dea lovitură liberă. Vrut să dea lovitură liberă pentru oțelul aici și fost lovitură liberă. I-a ieșit avantajul ăsta lui Kovac cam ca la City cu Real Madrid. E sigur că faza nu s-a finalizat la fel, dar e, dă de două ori cu stângul, așa e vine mingea.